Prieteni, salutare și bun găsit la emisiunea Lumina. Andrei Bolocan mă numesc. Din câte vedeți, zâmbetul îmi lipsește de pe buze, iar gura îmi lipsește de pe zâmbet. Pentru că pe 29 mai 2022, în centrul orașului Chișinău s-a întâmplat ceva trist. În fața Parlamentului Republicii Moldova s-a desfășurat cel mai mare vzrâv de mozg din istoria țării noastre. Iar astăzi am venit să spunem un lucru ferm. Vrem dreptate, libertate, demisia! Noi nu cedăm, deoarece noi suntem demisia! La răspundere! La răspundere! La răspundere! La răspundere! La răspundere! Ladna, mitinguri și acțiuni de protest am mai văzut noi. Politicieni manipulatori care scot oameni inconștienți în stradă pentru un 200 lei am mai văzut noi. Pentru o țară prezidențială, ca să avem și o țară ca în toată lumea, o țară normală. Nu parlamentară, dar o țară prezidențială. Pentru... De ce vă doriți o țară prezidențială? Fiindcă acum în familie, tată răspunde de copii, de mamă, de familie, mai în scurt, așa și în țară. Dar dacă e parlament, cum ar fi? Mama ar apuca la dreapta, tatăl la stânga și nu se înțelege nimic din familia aceasta. Doar că de data asta, la mitingul organizat de Partidul Socialiștilor, eu am remarcat o diferență. Dacă până acum puteai vedea balbeși, adorniți, pierduți în cosmos, prin mulțime... Și care este scopul? Cu ce mesaj ați venit aici? Ca să întreținem pe domnul deputat. Care deputat? De data asta i-am văzut deja pe balbeș, în sens că în rol de protagoniști direct pe scenă. Că toți handralei ăștia și toți procurorii ăștia vor da buzna în casele noastre, așa cum au dat buzna în casa lui Dodon la ora 7 dimineața. Jos guvernarea! Jos Maia Sandu! Eu am trăit senzația că PSRM în sfârșit și-o dat seama cine sunt ei cu adevărat, ce fel de electorat își doresc și, poate cel mai important, ce înseamnă de fapt aceste litere. PSRM. Haideți să facem cunoștință cu partidul sumazbrozelor rătășiți din Republica Moldova. Așa vreau lumea să-i țină minte. Prima porție de borș înnăcrit vine direct din capul deputatului Colea Pascaru. Colea, dă-ne nouă tuturor o lecție de patriotism. Piața Adunării Naționale a fost un loc suprem a moldovenilor, unde părinții noștri au cerut suveranitate, unde părinții noștri au cerut independență și noi am devenit liberi. Colea Pascaru, deputat socialist. Partidul Socialiștilor, acest vulcan cu lavă de mancurț, glăsuiește despre ce a avut loc în Piața Marii Adunări Naționale. Independență, libertate, suveranitate față de așeia căror papuși voi amui pupați? Cum? Eu văd, voi vedeți asta, Colea nu, cine din noi zburat în cosmos. Hai să mai ascultăm. Dar am devenit noi oare liberi cu această guvernare? Opa, s-a terminat libertatea lui Colea, dar ce s-a întâmplat? Nu! Pentru că la guvernare au venit trădătorii țării, la guvernare au venit acei care iubesc străinii, corporațiile străine. Uai, iPhone, Sega Mega Drive, televizoare, Samsung, tăți ne-au atacat de corporațiile ăștia, Colea! Cum să-l trezăm pe Colea din somnul ăsta de moarte și să explicăm lui că el cerșește bred? Stai că el mai are ceva de spus. Ei îl numesc pe ex-președintele Dodon trădător. Oameni buni, dar cine a făcut mai mult pentru țară decât Dodon? A construit biserici și a ajutat oameni sărași. Și faci un președinte, construiește biserici. Normal, deși să reprezinți interesele statului când poți să reprezinți interesele mitropolitului și respectiva căgăbășnișilor de la Kremlin. Maladeț! A ajutat pensionari, oameni cu mulți copii! Canieșna, fantastic! Îți faci o fundație de caritate prin care speli bani, nu declar niciodată cine sponsorii acelei fundații și ești mare, oare mare generos! Eu sunt Dodon, eu vin cu flori, eu vin cu flori de sărbători. Și eu te voi felicita și tu pe mine mă vei invita în casă. să-ți dau o mapă de plasmas în loc de pensie. După asta stii cuprind la spate mult, mult, să te ating, să-ți în mâna până-ți faci și incomod. Și după asta și mai tare să te apropii și să te cuprind. Tu te emoționezi și spui de drumul, dar eu vreau poză fără poză. Eu nu plec din casa ta și mă duc la alții, pup pânica, iar dau flori și te pup de 3 ori. Pe obraz pe tine nu te pup, că ești bărbat. După acest jis propun să-l cunoaștem deja pe un tânăr, Vichea Poleacov se numește, este un tânăr socialist din Consiliul Municipal Chișinău. Vichea, la meetingul din 29 mai a PSRM-ului, ne-a demonstrat că în Republica Moldova e posibil concomitent în ambele limbi, atât în limba română, cât și în limba rusă, să și iei prost. Noi am venit astăzi aici să spunem nu dictaturii! Nu dictaturii! Но диктатуре, что отличает нынешнюю власть от режима олигарха Плохотнюка, ничего. Мы пришли сюда сказать нет диктатуре, нет диктатуре. Ой, бля. Далее, Колea Pascaru să simță liber până nu de mult. Asta înseamnă că s-o simțit liber și sub Plahotniuc. Vichea Poleacov de la socialiști zice că Plahotniuc era dictator, respectiv Maia Sandu, după părerea lui, tot e dictatoare, da? Și el zice, nu dictaturii. Băi, eu tot înțeleg, dar polițiștii, oamenii, paznici ăștia din spate, puteau măcar să se apropie non-violent, nu trebuie pe nimeni de atins, dar să apropie de Vichea la urechi și să zică, Vichea, șeful tău, Dodon, a fost în 2021 și l-a lăudat pe dictatorul Lukașenko pentru cum el a făcut față protestelor, cum el a folosit tortura împotriva unui instrument democratic. A, Vichea, și numești tu dictatură acnis. Хорошо, что удержали ситуацию. Сейчас поговорим. Как я мог не удержать? Вы молодцы. Я же понимал, что и в Молдове это пригодится опыт. Оно готовилось и у нас. Да. Ну я помню. Сейчас тоже готовится у нас выборы досрочные. Я думаю, что они попытаются дать удар. Но вы показали пример. Что новое не грешная диктатура Vichea Poleacov, аму и субдиктатура. De asta el e liber să protesteze și să scoată borșul lui din cap public în fața sute sau mii de oameni. Această guvernare ne aduce dar haos. Și noi am venit să spunem jos guvernul! Jos! Guvernul! Cât îl lăsăm pe Vichea să fie tânăr și să învețe să folosească Google, să caute cuvântul dictatură și să învețe și înseamnă asta, eu vreau să vă spun că la acest eveniment nivelul de rapăn al discursurilor, nivelul de ipocrizie de pe scenă trebuie cumva atins și cu ajutorul a oamenilor care lucrează în alte domenii, nu neapărat politicieni, începători sau cu experiență. E ca propun spre urmărire un fragment din discursul unei doamne din orașul Chișinău care de dimineață se trezește și îți duce la lucru la o cantoră de propagandă pe nume NTV Moldova. Cu toate astea, ea continuă să se creadă în capul ei eronat jurnalistă. Doamna Elena Pahomova, ai cuvântul. Когда я пришла 24 года назад на телевидение, что мы слышали от вас? Мы слышали, если написано в газете, значит правда. Если показали по телевизору, значит точно проблему решим. Если сейчас мы видим материал в СМИ, какой первый вопрос возникает? Сколько заплатили? Кому это нужно? Это страшно, когда мою профессию превращают в ничто. Елена Пахомова, care lucrează la cantora de propaganda lui Dodon, zice că это страшно, когда мою профессию превращают в ничто. Фау! Tu lucrezi la o cantoră care, prin definiție, prevrașaie tvoiu profesiu в ничто. Tu ești o jurnalistă de partid. Hule te plângi! Următorul reprezentant al buhniturii de creier de la mitingul socialiștilor este domnul Vasile Calmoi. Deci e deodată domnul, deci așa oficial, dar pentru că domnul Vasile Calmoi pare să fi fost, și mă gândesc că mai este, general de armată, conducător al trupelor de grănicieri era, ministru a securității naționale a fost în perioada 92-97, ministru, ei! Și domnul Vasile Calmoi a ieșit cu mai multe subiecte abordate, printre care și o tranzacție dubioasă pe care ar fi făcut-o Майя Санду. Лянка сказала, это не социалист, сказал, что лично передавал от Сороса Майя Санду 1 000 000. А это, конечно, тут уж тоже напрашивается вывод предательства. А Соросы это сотрудники ЦРУ американского, поэтому ее будут привлекать к уголовной ответственности в хорошее время за предательство. Пусть остановится! Позор! 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 Vasile Calmoi, fost ministru a Securității Naționale, mujic de peste 70 de ani, urcă în centrul Chișinăului și zice că Maia Sandu a acceptat 1 milion de la Leancă, care de fapt era de la Soros, și Maia Sandu va răspunde pentru asta. Băi, e ok, și eu am povestit jisele mele, prietenilor mei, părinților mei, dar asta nu înseamnă că ele sunt interesante. Asta nu înseamnă că ele sunt adevărate. Dar Vasile Calmoi o ieșit pe cer și pazor, lumea îl susține. Maladeț, continuăm jisul că Vasile Calmoi nu se oprește aici. El mai are ceva de spus despre ce se întâmplă cu securitatea noastră, cu viitorul țării noastre. Но на Молдову навалилась новая эпидемия, страшнее той. Это желтуха, проклятая сволочная желтуха, которую в Молдове привели оккупанты румынские и американские. Они пришли к власти незаконным путем. За них проголосовали секуристы румынские. Они сфальсифицировали так называемые голоса диаспоры. Алло, asta Moldova? Nu, nu pot vorbi acum, sunt ocupate. De către cine? De români și americani. E bună glumă. Și vreau să închei, așa cum am mai spus, cu cei care au urcat în scenă ca și cum oameni simpli. Pentru că chiar de la începutul acțiunii de protest, socialiștii au anunțat că au un microfon liber. Oricine dorește poate să apropie și să vorbească, să-și expună păsul. Este un eveniment aproape non-politic, non-colorat de niciun fel de partid. Și nici el doare și aia și grăiește. Așa că prima doamnă este o doamnă, mama a 5 copii, Mihaela. Mama 5 детей. Хочу предоставить слово госпоже Mihaela. Eu nu m-am așteptat la așa ceva, că Maia Sandu nu a vrut să ne ajute cu nică. Noi am așteptat multe de la dânsa. Eu trădat țara la toți. Mihaela a așteptat că Maia Sandu să o ajute. Dar e nu numai nu a ajutat-o, e tot țara o trădat-o. Noi și suntem adulți, așa-i, oameni. Simțim, avem cu ce simți. Atâta timp cât nu suntem psihopați, simțim. Unul pentru altul, mai ales. Și ca de-al de Pahomova sau Gabriel Călin. Când văd o femeie sărmană cum este Mihaela, care delirează așa ceva pe scenă. Ei cine-s? Ei ce fel de plintus al societății sunt? Ei cum trebuie priviți, apreciați de către noi? Hm? Hai că doamna Mihaela mai are ceva de spus. Noi am așteptat nouă să ne ajute. Bine că domnul Dodon nouă ne-a ajutat cu diferite produse pentru copii, ne-a chemat aici în ziua familiei. E rău că Maia Sandu nu ne-a ajutat. Noi ne-am așteptat, dar Maia Sandu nu ne-a ajutat. Și nu numai nu ne-a ajutat, dar o trădat toată țara. Dar bine că Dodon ne-a ajutat. Dar și te mai jălui pe scenă, doamna Mihaela. Te-ai zaibiți, bine că Dodon te-a ajutat la timp. Și după asta vreau să o urmăriți măcar o lecuțică, pentru că eu o grăit după mine vreo 700 de zile pe scenă. O doamnă Galina, care așa s-a intitulat, numit, care a zis că vine din Cricova, a zis că a suferit un accident cerebral. Oamenii buni, eu am venit de departe cu un taxi și m-am gândit că, Doamne, eu-s după insult, ori eu zdohnesc acasă, ori eu zdohnesc aici, mi tot una cu așa viață. What? Și eu am avut un părinte care a suferit un accident cerebral, dar sunt fericit că n-am ajuns să-l văd pe tata meu urcând pe scenă la meeting cu Partidului Socialiștilor după un accident cerebral. De că doamna Galina zice că a avut accident și urcă pe scenă. În acest moment vreau să vă arăt câteva crâmpei despre cum ea grăiește de activitatea deputaților din Parlament. Nu știu cum doamna Galina a vrut să atace Partidul Acțiunii și Solidaritate, dar o grăit despre tăți 101. Ne dându-și seama că printre acești 101 mai sunt socialiști organizatorii acestui meeting. Hai să ascultăm. Șed 100 de nebuni acolo și unul. Și toată ziua se scarchin într-un loc și șed cu capurile plecate și se uită sex pe telefonul. Și primesc 100 de mii pe lună. 100 mii în toată luna. 100 de mii pe lună. Femeia asta are neamuri. Femeia asta are prieteni. Dacă o vedeți, vă rog, sunați-o, ajutați-o. Acest video, prieteni, este o cerere de ajutor. Eu, în primul rând, am nevoie de ajutor. Ajutați-mă să înțeleg. Noi trebuie să facem. În general, ceva trebuie să facem când vedem asemenea imagine. Este o scenă tare bună într-un film al lui regizorul rus Andrei Tarkovsky. Filmul se cheamă Nostalgia. Acolo actorul Oleg Iankovsky expune o scurtă istorie despre cum un om s-a apucat să salveze pe altul dintr-o mare, adâncă, întunecată baltoacă. Și îl salvează pe cel care era în baltoacă, îl salvează cu riscul pierderii proprii vieți. Și că într-un final îl salvează, îl scoate la mal, sculcă, osteniți pe iarbă verde și moale și răcoritoare, sculcă. Și ăsta salvat spune: ce-ai făcut ei? Cum și-am făcut? Am salvat. Care salvat? Eu acolo trăiesc. Наконец, спасенный спрашивает: ты что? Как что? Я тебя спас. Дурак! Я там живу. Cum credeți? Poate și în acest caz merită să ne resemnăm? Să renunțăm? Sau boala asta de oameni duși din nas, manipulați, trădați, amăjiți, duși pe la proteste, boala asta totuși are un leac și merită de încercat de găsit un leac acestei boli. Chiar cu tăți Colea Pascaru, Vichea Poleacov, Gabriel Călin și Pahomov care susțin această cangrenă socială. Eu cred că merită de cătat un leac, pentru cum n-ai da, avem de împărțit o cetățenie cu acești oameni, nu? Și cum poți să ai o Moldovă crescută, puternică, îngrijită, iubită, cu oameni care s-a adorniți? Ați încercat vreodată să iubiți pe cineva care doarme? Sau să cereți iubire de la cineva care e adormit? Nu trebuie, vă rog, e împotriva voinței, nu se merită. Eu vă mulțumesc pentru atenție, puraj. Dacă aveți răspuns la întrebările mele deocamdată eterne, vă rog să le împărtășiți în comentarii. Iar dacă v-a plăcut acest video, butonul like este în continuare gratuit. Distribuiți acest video, poate ajunge și pe la Cricova, pe la anumite doamne. Iar dacă aveți de unde și vreți cu adevărat să vă simțiți barosani, puteți să susțineți emisiunea Lumina la adresa patreon.com/fedot sau direct pe PayPal la adresa emisiunea.lumina@gmail.com. Numai bine, fiți sănătoși!